Uite că următoarea noastră invitată nu prea respectă tradiția de a se vedea cu foștii colegi. Dacă e adevărat sau nu, urmează să aflăm în aceste momente de la Diana Rotaru. Ce, mamă, nu ai fost la întâlnirea cu absolvenții? Salutare! Nu, pentru că am avut alte priorități. Dar știu ce ai avut, da, hai că ai avut motivat. Da, și oricum îți mulțumesc pentru invitație. Este o temă care mă sensibilizează, dar pentru faptul că nu am fost alături de colegii mei... Dar s-au întâlnit? Asta încă nu știu, pentru că avem un grup de Messenger și acolo comunicăm ce facem, când ne vedem. Am stabilit să ne vedem în luna mai, când colegul meu de facultate de la Academia de Arte va veni din America. Îl așteptăm pe el, înțelegi? Pe Vlad. Și o să mă bucur foarte mult să ne vedem. Dar asta nu înseamnă că nu ne intersectăm, că nu-i văd colegii mei de facultate. Ce facultate ai făcut? Ai făcut teatru? Da, eu sunt actriță de profesie. Asta cine știe, știe. S-a schimbat atitudinea. Da, pentru că este o atitudine și o facultate care m-a ajutat în viață să mă descurc. Facultatea de actorie nu este una simplă. Am și făcut 5 ani de actorie în teatrul Luceafărul, alături de colegii mei cu care am petrecut emoții deosebite, roluri interesante. Deci am avut o experiență de viață foarte frumoasă în facultate, știi? Dar ținem legătura, mă văd cu ei, cu unii mă văd la radio, cu alții mă văd când vin de la din diverse colțuri ale lumii, pentru că sunt plecați. Un alt coleg de asemenea este organizator de concerte, prezentator. Deci dacă le spun acum pe nume, sunt foarte mulți. Mm-hmm. Și dacă nu rostesc un nume, se supără ceilalți. Sunt colegii mei de facultate de la Academia de Arte. Cu alți colegi cu care țin legătura la fel pe Messenger sunt cei de la Școala de Arte Valeriu Poleacov, cu doamna profesoară, doamna Angela Tofan. Ne-am întâlnit, am și comunicat, am transmis poze și mesaje tuturor colegilor, pentru că fiecare are programul lui, deja au familii, copii, eu am programul meu artistic, deci nu se întâmplă de fiecare dată când ne dorim să ne întâlnim. Dar e frumos ca în fiecare an să fie o zi dedicată întâlnirii absolvenților, pentru că doar așa, măcar așa pot alții să se vadă dacă n-am reușit noi. Ei, tu ai avut un fel de întâlnire cu absolvenții Eurovision, că mulți dintre ei n-au trecut mai departe și au rămas. Da, știi cum e, important e să participăm și să fim foarte actuali. Deci Eurovisionul e de ultima oră, da, e ceea ce a cuprins practic toată țara. Mm-hmm. Și vorbește, au urmărit telespectatorii, au urmărit prestația noastră live a melodiilor care au intrat deja și în finală și vreau să spun că am sărbătorit lista celor 20 de finaliști din 33 cu 34 de piese. 20 au fost aleși, în data de 29 februarie va avea loc finala. Deja acum va fi și mai serioasă treaba. Mm-hmm. Dacă acum la semifinal am avut nu am avut așa mare implicare nici de show, nici de costume, nici de așa, da. De back vocaliști, nu de dansatori. Nu te-ai într-un cuvânt? Da. Uite că pe 29 avem o mare responsabilitate să înțelegem că totuși reprezinți o țară și atunci trebuie să investim. Draga mea, o să fie la fel de incendiar cum a fost la noi în platou? Când? Am fost de mai multe ori la voi. Nu, păi cu melodia! Îmi place, de ținutele mele se ocupă stiliștii și eu vreau să le mulțumesc că sunt bine pregătiți. Păi zi, în a pune o ținută pe silueta mea. Ținută, dar o să dansez cum ai dansat la noi? Depinde și de ideea pe care o vom gândi. Deci nu e suficient să faci mișcări lascive. Este vorba despre energie și dacă o să fiu înconjurată de dansatori, atunci trebuie să fie un sincron. Ai văzut filmarea cu Jennifer Lopez și cu Shakira? Da, ai văzut ce nebunie a fost, da, la Super Bowl? Da, da. Deci, wow! Deci, asta trebuie să facem, da? Să urmărim ce se întâmplă la nivel internațional ca să aducem, să ne inspirăm și să aducem ceva nou pe teritoriul țării noastre. Și atunci, cu siguranță, vom cuceri topurile. Așa! Draga mea, oricum, au fost și critici.
Da, le-ai ascultat? E și normal să te critique lumea, e și normal, dar e bine totuși ca oamenii să înțeleagă că dacă ei nu ne vor susține, cui rămâne să ne susțină? Artistul trebuie să fie susținut de public, pentru că până la urmă suntem, știi, așa o mare familie. Mie așa îmi place să spun. Artistul împreună cu publicul creează o armonie și nu e bine ca publicul să-l judece, chiar dacă a greșit. Uite, de exemplu, hai să aducem un exemplu, soțul cu soția, da? Dacă se vor certa în fiecare zi și dacă soțul îi va spune că n-ai cântat bine, că n-ai făcut bine, că n-ai gătit bine, că n-ai făcut așa, că nu te-ai îmbrăcat bine. Deci, tu crezi că acea femeie va mai avea acea dragoste și pasiune față de el? Nu. Și atunci ca noi să continuăm, să creăm, să fim pozitivi și să ne manifestăm la cel mai înalt nivel, avem nevoie de dragostea telespectatorilor și a spectatorilor. Și vreau ca asta să se întâmple. Nu, dar adevărat spun. Știu. Și vreau ca asta să se întâmple în fiecare zi. Să-și facă și ei timp, cum ne facem și noi timp să creăm. Că nu facem doar pentru ei. Să înțeleagă bine. În primul rând o facem pentru sufletelul nostru. Pentru că mie îmi place să cânt. M-am născut cu acest har și vreau să continui să excelez în acest domeniu. Dar am nevoie de dragostea oamenilor, crede-mă. Ei, de dragostea bărbaților precis. Dar nu sunt și ei oameni, nu sunt și ei oameni. Deci eu omul înainte și după asta două femei. Cam asta e gluma, păi draga mea. Țin pumnii, spor în repetiții, show, scenografie, pentru că urmează. Îmi dau seama că sunt... va fi o lună așa fierbinte. Da, mai ales că mi-am propus, eu sper să reușesc, am avut atâtea evenimente, nici de cum nu am apucat să fac videoclipul piesei Dale Dale. Și toată lumea scrie, când faci videoclipul? Și acum, dar și motiv. Și am bine că e un motiv serios, melodia, după care concursurile care urmează, dar vreau să-l fac. Apucă-te de filmat. Hai, apuc. Nu vrei să mă ajuți? Deci, eu și-ți fac. Așa costum frumos ai. Să-l dai. Nu, da, acolo nu prea trebuie, este așa închisă. Țin videoclipul. Mai glumim. Uite, uite, tu și rochie frumoasă. Măi, dacă îți trebuie ceva de la mine, vine să iei, dacă îți trebuie. Nu, lasă că, știi, ideile tale mie îmi plac, dar e bine ca de imaginea mea să se ocupe stiliștii, așa se întâmplă de fiecare dată și uite că brăduțul a fost împodobit, l-am și despodobit deja. Da, și noi ca jucării de brăduți, ții minte că am făcut cum ai venit atunci, da, o chestie interesantă. Femeia întotdeauna trebuie să fie diferită, întotdeauna trebuie să surprindă, prin vestimentație, prin atitudine, întotdeauna trebuie să fie ceva nou, să vină cu ceva nou. Și atunci nu poți să fii tot timpul la fel, că plictisești. Înțelegi? Da, așa, acolo este o lei, de aici este o tigroaică. Mulțumim, baftă. Mersi foarte mult. Astăzi nu o să cânt. Știu, pentru că ai cântat data trecută. Da. Dale, dale, și mai trebuie noi. Dacă vrem, ne uităm la și alalt. Și noi le-am dat. Pe da, multe rețele. Da, a fost frumos. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă susțin, care au timp să-mi scrie mesaje frumoase, pozitive de succes. Și vreau să fim împreună în continuare. Promit să mai vin la voi cu rezultate foarte și foarte bune.